ziua, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la o ediție specială, dar Nu ne-am văzut până acum într-o sâmbătă, după masă, chiar ora 12. Am ținut neapărat să vin în fața dumneavoastră cu un invitat special. Am făcut anunțul și pe paginile noastre de Facebook ieri, pe Cronii Sportive cu Stelian Iordache și pe Telenou TV. Încă o dată vă mulțumesc pentru toate aprecierile pentru Cronii Sportive. Într-un timp record, cred că suntem la 12.000 de followeri în câteva luni de zile. Sperăm să facem pagina și cât, cât mai mare și să aducem invitați cât mai de calitate. Asta este și ținta mea și astăzi discutăm cu Yamato Zaharia, un tânăr sportiv care a făcut furor da, în toată România da în ultimele, în ultimele luni de zile. Este și campion european la Kempo, un sportiv extraordinar dacă mă întrebați pe mine, spectaculos, face vâlvă, da, în ring când este chiar ca la un meci de fotbal. Urlă spectatorii numele lui Yamato, Yamato, un spectacol extraordinar și să știți că e foarte impresionant când are o luptă. Așadar, Yamato Zaharia, bună ziua! Bună dimineața, o plăcere să fiu alături de tine și da, sunt și campion european, dar sunt multiplu campion național european și mondial, la Kempo și MMA. Kempo și mea mea. Ai foarte multe calități, da? Care până la urmă toată lumea din România te apreciază, te cheamă peste tot, da? Dacă ai așa un program, cred că în fiecare locaș din țară ai, ai locul tău. Da, într-adevăr, publicul te și ridică, el te și coboară și atunci, și așa cum ne-am întâlnit el, ca să le spunem oamenilor cum da. ne-am întâlnit el la, la voi aici în Timișoara, la mol când au venit foarte multă lume și am văzut că îmi făceai poze cu toată lumea așa care... Le... Și da, mă, mă, bucur mult de tot să, să fiu alături de oameni, să fiu în mijlocul lor și să simt energia aia a oamenilor. Chiar am vrut să spun că te apreciez pentru calmul care îl ai, pentru că, nu știi, ai o zi plină, vrei să te relaxezi, vrei să bei și tu o cafea cum ai vrut ieri, mă, și n-ai cum să bei acea cafea, că uite, au venit toate clasele din Timișoara, erau călare pe tine cu poze, fete, băieți, până la urmă ai stat, liniștit, Ești învățat, da, să zic așa, cu, cu treaba asta de calm la da, fotografii. Uite, uite că eu apar de foarte mult timp pe TV și multă lume zice, ai boboit acum cu online-ul. Nu, acum online nu te ajută să bubui mai ușor. Eu muncesc de chestia asta, că tot ai zis, un tânăr sportiv în sport, nu prea sunt tânăr, că mi-au trebuit cam 22 de ani ca să am succes peste noapte, știi? Eu, și da, am calmitatea asta pentru că îmi și place și pentru că știu că eu când eram mai mic mi-am dorit să fac poză cu o singură persoană, mi-am dorit să am poză cu Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu da. să o odihnească. Așa, mi-am dorit să fac poză cu el, eram la, la o gală unde se decernau niște premii. Dar de unde ai zis tu de Sergiu Nicolaescu, fiind foarte mic, așa? Cine la înțelgezi? filmele lui, ta la cu tata film, normal. Da? Adică, cine nu știe, un titan al cinematografiei românești. Adică, dacă nu știți, Ăștia mai tineri, învățați istorie. Da, sau uitați-vă pe YouTube, scrieți da. Sergiu Nicolae. Și, și mi-am dorit să fac poză mult de tot cu el. Și ai reușit? Scurt, nu, n-am reușit pentru că tata mea zice, să-l deranjăm pe om. E, atunci avea era spre finalul vieții lui și avea și probleme și nu mai se de mult timp din casă. Și pe ei ne Și la, la o perioadă de timp relativ scurtă aș pleca dintre noi și mie mi-a părut singurul care am vrut să fac poză și n-am apucat să fac poză. Și atunci, normal, când vine toată lumea să facă poză cu mine, fac cu toată Te lumea. gândești la acel moment Examor, când ți-ai dorit ceva. mi-am dorit să fac și n-am apucat. Poate oamenii ăștia acum apreciază, păi mâine mă uită, nu contează, dar dacă atunci au dorit poză cu mine, de ce să nu stau să o fac? Pentru că, repet, oamenii și publicul te, ridică, te, te duc sus. Da, tatăl lui Amato, Amato Zaharia, este președintele Federației Române de Campbell. Salutăm cu această ocazie, un om extraordinar implicat în sport un maestru al sportului, așa o paranteză, am spus tânăr sportiv pentru că mai are mult timp în față în lumea sportului și are multe de dat în continuare. Cum am zis, 28 de ani, eu îi doresc și peste 20 de ani să fie la fel de vână, da, cum este și astăzi, că l-ați văzut uh, acum toată lumea, intrăm direct în subiect, să zic așa, cu neveu, cu neveu, cu neveu, <coughs> da l-a articulat de, de nu s-a găsit, s-a regăsit pe rim. Pe cum ai... Uh, cum ai văzut acel match și ai avut Ui, emoții? Uite, uite cum îi se ridică pămâni, pentru că da, au fost niște niște emoții mari, nu neapărat pentru match, ci pe care mi le-a creat publicul. O atmosferă incendiară la sala polivalentă din București. Cred că a fost, au fost 6-7 de oameni acolo. Nu Cei de la ISU nu i-au mai lăsat să, să bage oameni în sală, fiind foarte, foarte plină sala. Și, să seama când începe și strigă numele meu. Da, numele meu. După care, o răsunare de situație în care a venit Neveu peste mine și sala, publicul s-a schimbat, Neveu, toți cu el și după iar cu mine, că foarte, foarte frumos a fost atmosfera. Și, uite, meciul cu, cu Neveu a fost, cred că, cel mai vizionat meci din ultima perioadă din sporturile de contact. Așa. Este. Nicio modestie, dar așa este pentru că. Uh, cei din promoția în care am luptat, de la Elixef, le-au căzut și site-ul, adică oamenii când au intrat, au cumpărat acel pay-per-view, n-au mai ținut serverele, server nici ei nu se așteptau să fie atât de mulți oameni care vor să vadă meciul ăsta. Adică ei aveau o statistică, un minim, un maxim și exact. când ai avut, și -a ați văzut voi, s-a depășit tot maxim. asta încât s-a blocat site-ul. Da, dacă îl vezi pe stradă acum, pe nv ul cum îl abordezi? în la TV ne vă copii și prefer să nu spun aceste lucruri. Noi încă n-am îngropat securea războiului. Îmi doresc din tot sufletul să facem meciul care... Dar l-ai bătut. Să... L-am bătut, dar după el a sărit cu frații lui pe mine și asta nu mi-a plăcut. Am văzut, dar și fratele tău a venit. Și fratele meu și atunci ce să facem. Când meci. e frate lângă frate, Da, și atunci să aștept să facem meciul ăsta interesant ca să, ca să pot să, să dau și eu în lui cum trebuie, legal. Da, așa ca și sportiv. PNV-ul tu cum l-ai văzut? Că mulți au zis, stânga dreapta, măi, mai mult gura de el și păi la sportiv nu e așa de multă, spectaculos. Multă lume spune de nevău că e un, e un luptător slab, e un atlet slab. Nu, nu este slab. Este un, este un bărbat puternic, are forță de knockout în mână, cu mânușa mică, orice lovitură poate să fie decisivă. Și lumea spune că este slab, dar ei nu se uită că el s-a luptat numai cu adversari mult mai mari ca el, mult mai grei ca ei ca el, și uite, s-a luptat și cu sportivi de performanță, cu mine, cu Ion Pascu. Da, deci, da, care un sportiv extraordinar. Exact, care este... Mai trebuie tanii. cu Tolea să se bată. Nu, era aproape. Adică el s-a luptat cu oameni mai grei ca el, mai mari ca el, și atunci a făcut față. Nu mulți ar putea să intre din spațiul ăsta public, nu sportiv. Spunea Sandu Lungu ca să facă față și cu tine, chiar și cu Ion Pascu s-ar implica să-l antreneze pe NVO. La, l-a și antrenat pentru un meci cât, cât timp a stat la ora, adică el chiar a făcut sport. Nu a rămas acolo doar, doar în online să facă provocări și așa, el s-a antrenat. Și uite, să trecem la nivel internațional, Jake Paul, care o să lupte da. cu Mike Tyson. La fel, toată lumea îl vede un youtuber, un influencer, un om din online. Dar în ring e altceva. Nu. El se antrenează cu cei mai buni antrenori din box, se antrenează alături de cei mai buni sportivi din box. El deja nu mai este. Lumea îl percepe așa. El, ca sportiv, el Devine deja, un luptător. deja este un sportiv Devine profesionist. Un luptător. Exact. Doar că lumea nu cu imaginea aia pe care, cu care a început. Yamato Zaharia, de ce galele acestea RXF? Uf, de ce galele astea? Uite... El a fost gală, dar n-am mai la prietenul meu, la Cătălin Moroșanu. N-am apucat să ajung la Târgu Jiu. Chiar eram curios dacă sala a fost plină, pentru că al altăieri a fost gală la Ion Pascu, Heroes Fight League, cea mai puternică promoție de MMA profesionist, Heroes cu, MMA. cu sportivi, cu atleți. Și sala n-a fost, n-a fost plină. Adică tot la sala polivalentă a fost, tot în București. Noi spunem, bă, Hai să susținem sportul românesc, să spor susținem sportivii României. Ok, dar voi, publicul, doar rămâneți și scrieți. Nu sunteți alături de ei. La care mi am făcut și un clip pe tema asta și mi-a comentat un om Păi da, bă, dar cu clipul ăsta vrei să faci reclamă, noi să cumpărăm bilete, să fim acolo. Nu, că unii, unii sportivi vând ei bilete. Din biletele vândute au bursa lor. Și mi-aș dori ca publicul să fie într-un număr cât mai mare și și alături de sportiv, nu doar alături de cei din mediul online care se bat în RXF. Da. Să ne ducem puțin la începuturile tale, da, când ai descoperit sportul. La ce vârstă și poate care a fost sportul la care ai zis, mă, eu ăsta vreau să-l încerc? Îți aduce aminte? La vârsta de, de șase ani mi-am început cariera sportivă, până la șase ani am luat tatăl meu alături de el, peste tot în sălile unde mergea el, pentru că îmi să petrec timp alături de el el fi mereu plecat în cantonamente, la competiții, la antrenamente, nu prea petrecea timp acasă și atunci asta a fost cheia. Bă, ce trebuie să fac ca să fiu cu tata? Mă duc și eu la sport. Și așa am început, adică nu m-a obligat, știi că muzic, zic, mă, te-a obligat, ai că tu să faci și tot Da, uite, vezi să spui, nu te-a obligat. Nu, te nu m-a obligat nici pe mine, nici pe frații mei să facem sportul ăsta, pur și simplu eu așa am vrut să încep ca să fiu alături de el. Și la vârsta de șase ani mi-am început cariera sportivă, în 2002 la Salonta și de acolo restul e istorie. Da, până la urmă, vezi în viața fiecărui sportiv, există momente, poate când vrei să încerci altceva sau ai ajuns la o saturație. Cum ai gestionat momentele acestea de paharul plin în sport? Am luat o pauză, pentru că, așa cum ai spus, intervine saturația și asta intervine nu neapărat în sport, ci în orice monotonia asta. Te plictisești la un moment, dar nu poți să mai depășești anumite trepte pentru că te plafonezi, că faci asta zilnic. Și mai au pauze. De asta eu recomand părinților să-și ducă copiii către sporturile astea de contact am de la 7-8 ani. De la 7-8 ani. Deci da. uite, Yamato Zaharia vă spune, doamnelor și domnilor, cei care sunteți părinți, care aveți copii și doriți să-i duceți către un sport de contact, luați-i sfatul în considerare. De la 7-8 ani până atunci să-i ducă la dansuri, la not, la alte sporturi, pentru că după aici ai nevoie de o disciplină în sporturile de contact antrenorul poate după e mai rău pe fii atent că trebuie să faci asta, copilul o să supără, nu mai îmi place sportul ăsta că antrenorul e rău cu mine. Plus atenția, monotonia și o să, o să, le facă plăcere mult mai, mai de la 7-8 ani încolo. Sunt multe emoții, mă gândesc, când ai înainte de un meci o presiune. Cum gestionezi acest lucru chiar înainte de o competiție? Hai să ne întoarcem la Elixef, că e cea mai recentă competiție în care am luptat. Cei care au luptat alături de mine în gală, celelalte meciuri, îmi, îmi scriau mesaje înainte, o seară. Nu pot să dorm, am emoții. Inclusiv în ziua meciului, când eu am avut un vestiar separat față de ei și îmi spuneau cei care mi-au pus bandajele, catmenii și Mamă ce tremură oamenii ai jos acolo, tremură Se simte teama tot. La mine era o atmosferă relaxată, eram alături de prietenii mei. Adică pentru... și mai mă, mă întrebau și tu, tu n-ai emoții? Și -a zis, nu, pentru mine e o altă zi la muncă, asta, asta e meseria mea, asta fac. Normal, emoțiile sunt, dar trebuie să le gestionezi să fie constructive. Da, ai, uh, ai o faimă, da, în acea perioadă, în această perioadă foarte uh, bogată, da, și foarte dezvoltată, dar văd că știi să-ți o administrezi. Cum faci acest lucru? Văd uh, multe persoane publice care... Au succes peste noapte pentru că, uite, toate aplicațiile astea de social media le dă posibilitatea unor oameni să ajungă peste noapte vedetă, și alții se chinuie de mulți ani să ajungă. Este. Când ai succesul ăsta peste noapte și te lovești, e greu să-l gestionezi. Pentru că te-a lovit așa. N-ai cum să-l manageriezi. Și eu sunt oricum o persoană destul de umilă în viața de zi cu zi, contra apare... Ce înseamnă greu? Da. Contrar aparențelor mele, știi că multă lume îmi pune o etichetă de persoană figurantă. Chiar mi s-a întâmplat ca Acum când te vede acolo în ring, o cum te desfășori, nici nu putea. Nu, ci pur și simplu aparența mea fizică din online, par genul ăla care sunt cu nasul, nasul pe, pe sus. sus. În schimb, eu sunt foarte umil, așa cum ai și văzut poze da, cu toată lumea. Eu pot să, eu pot să confirm Am, că ești foarte umil. Și mi-a plăcut mult de tot din toate persoanele de el care au venit și le mulțumesc că ați venit într-un număr cât mai mare. Azi mă duc acolo că nu m-am așteptat. Vedeam oameni care fug băieți care fugeau și gâfâiau și erau transpirați să mă caute pe mine. Și asta le-am zis, bă, o să fiu acolo la ora asta ca să nu mai fugă nimeni și să nu mai mă caute. Și mi-a plăcut mult de tot o persoană care era de etnie romă, era cu familia lui acolo, o familie modestă, curată, modestă. Și a venit să facă, poți să fac poză cu tine? Te-a întrebat. Da, m-a întrebat. Dar mai mult de atât că m-a întrebat, a venit lângă mine și m-a întrebat, pot să te ating? E ok să te ating? Și m-am simțit așa, pentru că sunt unele persoane, eu fac poză cu toată lumea, dar sunt unele persoane care dacă mănânci vine la tine direct cu mâncare în față, știi, lucruri de genul ăsta. n am mai stat ieri să văd, ai apucat să-ți bei cafea? Am apucat într-un final, dar oricum știam că mi-a scris foarte multă lume înainte și de asta am și stat acolo ca să mă găsească lumea. Dar te-ai așteptat că stăteai la coadă, nu era nici coada foarte, foarte mare și stăteai așa la coadă, umil, te uitai să vezi ce vrei să... Ce vrei să ți cumperi? Și dintr-o dată au venit. Câte unul, câte unul. Pac, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și dintr-o dată, dintr dată, mul dată, loc de oameni. Și dintr-o dată s-a dat veste. Și a venit toată lumea. Da, eu, adică eu le mulțumesc pentru că... Ai mai întâlnit așa în alte orașe? Da, am mai întâlnit. Am mai întâlnit. Nu da. e prima dată să zici nu, că nu, vin nu, Timișoara. Mă, aici m-au Nu, tăi, nu, tăi. nu e prima dată. Întâlnesc și la București, dar puțin mai... Mai așa că lumea acolo e mai figurantă. Sunt mai multe persoane publice acolo, da? Și mai figurantă e lumea pe la București. Dar da, m-a întâlnit. Și eu le mulțumesc mult de tot pentru că doar alături de ei pot să cresc și eu. Poți să ne spui cum arată o zi obișnuită pentru tine? Mă duc la antrenament, după mănânc, poate ies în oraș. Dacă, dacă sunt într-o perioadă competițională, iar mă duc la antrenament. Și cam asta e rutina mea. Am spus la începutul emisiunii că așa te-am prezentat, campion european la KEMPO. Acum îți spun acest lucru de KEMPO pentru că și noi aici în Timiș avem pe Adrian Stoenescu, maestru, pe Iasmina Ciocoiu și pe Marius Ciocoiu, care sunt oameni foarte implicați. Au organizat și ei gale aici în Timiș pentru copii. MFS Kids pot să dau și numele pentru că acum nu știu dacă vor mai organiza sau nu, dar vor veni la sfârșitul lunii invitați la această emisiune și vom discuta despre aceste lucruri. Întotdeauna să știi că mi-au spus de familia ta numai de bine, să știi acești oameni, pentru că au văzut oameni profesioniști și le-ați fost și de ajutor. Da, maestru Ciocoiu este un om minunat, l-am cunoscut foarte bine, este alături de noi de fiecare dată când venim în Timișoara, chiar înainte să ajung în Timișoara, făcusem un live și mi-a scris acolo. Vine și fi maestru Amato și am zis nu, o să vin singur. Orice ai nevoie, mă suni. Da, și da este, este, un om de milioane. Foarte, foarte frumos acest lucru. Și, și fata lui Azmina este o sportivă de viitor. Acum cred că a luat o pauză că a avut bacalaureatul. Și, valo, da, o să acum, eu, eu ce cred că o să meargă și pe partea de antrenorat, așa o văd eu pe ea, nu știu. Adică are un talent fantastic la cei mici. Și e foarte bine, pentru că, uite, este o locomotivă de imagine, ea poate să fie, ia exemplu, viitorilor campioni, viitorilor copii. Da. Ce semnificație, până la urmă, are pentru tine acest titlu de campion european la Kempo? Toate titlurile și de campion național și european și mondial au o semnificație imensă pentru mine pentru că e satisfacția orelor petrecute în sală, a antrenamentelor grele, a făcutului rabat de la distracție, de la prieteni, poate am zis de multe ori, nu am cum să vin aici, nu am cum să fac asta pentru că trebuie să mă antrenez, trebuie să mă pregătesc, deși Acum am început să îmbim mai mult și viața privată cu viața profesională. Trebuie să le faci bine pe amândouă acum. Acum trebuie să le fac bine pe amândouă, pentru că sunt multe evenimente la care trebuie să ajung. Trebuie să ajung și la antrenamente să mă pregătesc și atunci trebuie să le îmbin cumva. Și am găsit cumva metoda potrivită pentru mine. Nu o recomand, dar e potrivită pentru mine. Am înțeles. Sunt mulți copii care ai văzut, te caută, da, dar acum poate mulți pentru o poză, pentru alte lucruri. Dar cel mai important este până la urmă și sfaturile pe care le dai tinerilor și care sunt aceste sfaturi pe care le ofer tinerilor când îți le cer. Când, le, când îmi cer sfatul, cel, cel mai bun sfat pe care îl pot da tinerilor, copiilor, adolescenților este să aibă răbdare. Viața este un maraton, nu un sprint. Și toți vor să ajungă campioni, toți vor să ajungă milionari, toți vor să ajungă în vârf, dacă se poate, mâine. Milionari, sigur asta. Asta cu milionarii... Toată lumea. Mâine vreau să fiu. Mâine vreau să am mușchi. Mâine vreau să fac aia. Nu se poate. Trebuie să, trebuie să o iei ca la maraton. Să pornești ușor și treptat, treptat accelerezi rezimul. Și le zic mereu, ai răbdare, fii calm. Unii mai mă întreabă, Mâine am o competiție sau un campionat. Ce îmi recomand, ce sfaturi îmi dai? Du-te, distrează-te, simte-te bine. Abia de, la 18 ani poți să cauți performanța în care, bă, da, am pierdut, sunt supărat, sunt demoralizat. Până atunci, distrează-te, simte-te bine. Sportul, la sportul să mergi ca la distracție. Te simți bine, să eliberezi energiile negative, să-ți faci relații noi de prietenii. Uite, sportul m-a ajutat să-mi leg conexiune de prietenie cu foarte multe persoane din foarte multe țări. Iar atunci când merg în țările respective și îi sun, sunt acolo cu mine. Vreau să îți spun un lucru. Am un coleg pe care îl admir foarte mult și vreau să-i spun numele pentru că l-am întrebat când a auzit prima dată de Amato Zaharia. Este vorba despre colegul meu pe emisiunea Culturism, Marius Burciu. El deține, dacă nu, cea mai mare pagină din România, de peste 500.000 de urmăritori pe Facebook, Magic Fitness. Cred că suntem live și pe acea pagină, dacă colega mea a făcut crosspost, dacă nu, o rog să facă crosspost și pe Magic Fitness, pagina lui Marius Burciu. Un sportiv și el de peste 20 și ceva de ani în culturism. L am întrebat, mă, tu când ai auzit de Yamato Zaharia? Știi ce mi-a spus? Am auzit prima dată la Exatlon. Acolo, cumva, zice el că a fost dreapta ta, să zic, de celebritate în România. Este așa? Greșește sau nu? Nu, nu greșește. apărăm și înainte de acea emisiune PTV, am mai avut materiale, dar cu siguranță acea emisiune m-a ajutat și să fie, așa cum a spus și Mariu, să fie treapta mea către publicul larg. Pentru că, vezi tot, poți să fii cel mai bun sportiv din lume, poți să fii cel mai mare campion. Dacă ești doar la tine în sală, și în mediul care te înconjoară în cei ceilalți sportivi, n-ai cum să vinzi, n-ai cum să ai burse mari. De astea mulți sportivi sunt supărați. N-ai cum să ai burse mari, asta e iară, nu? Da, 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 n-ai cum, adică burse ce înseamnă? Salariu pentru meciul respectiv. Am că mai mă întreabă lumea, bă, ce e asta? Salariu. Pentru cât mă bat. Exact. Și de asta mulți sportivi sunt supărați pe cei din Elixef, pentru că cei din Elixef au burse foarte mari, eu nu o să spun cât am luat pentru că mi-e rușine față de colegii mei sportivi. Pot să iei trebuie să lupte ca în 10 ani ca să aibă bursa pe care am luat-o într-un meci. Aici am meciul ăsta care da, ai avut? Exact. PNV-ul? a fost o sumă mare? Păi separat de bonus pe care este public bonusul pe, pentru care noi ne-am luptat s-a pus un bonus de 100.000 de euro. A fost cel mai mare meci de o. sporturile de contact din România. Aici vrut. poți să-i susții și tu pe tineri, nu? Să le spui, domne, uite, să faci și așa că... eu încerc mereu să le explic tuturor sportivilor. Trebuie să te promovezi. Și sunt mulți oameni care spun, nu promova sportivii. Nu. nu. Datoria ta ca sportiv este să te și promovezi. Să ai o echipă de marketing în spate, dacă nu poți să o faci singur, să te promovezi, să te cunoască cât mai multă lume. Pe tine trebuie să te cunoască toți oamenii. Și cel care dă cu sapa la, la țară și cel care schimbă piese la mașină și cei... Ce cei care intră în birourile de sticlă, da? Corect, toți care să te cunoască ca sportiv, ca să, ca să influențezi. Ca să meargă numele, mă, Yamato, exact. ca să amato, să imi... nu, da, da. dar... parcă am auzit de el. Uite, poate mulți nu mă plac, dar sunt foarte mulți care mă plac și dacă din toți aia foarte mulți eu am influențat 10% să se apuce din sport, e perfect, sunt mulțumit. Ai făcut ceva. Exact. Sunt uh, multe lucruri care trebuie să le respecti în ceea ce privește nutriția. Ai uh, or, nu știu, o dietă a ta care poate să o spui și transpectorilor noștri ce trebuie să mânci, cum trebuie să mânci ca să arate ca tine? Sunt cel mai prost exemplu la dietă. Nu am o dietă, mănânc haotic, nu am dat niciodată și nu voi da sfaturi de nutriție pentru că nu mă pricep și nu o să fac pe inteligentul unde nu mă pricep să dau sfaturi oamenilor doar ca să de dragul să pară că mamă, câtă, câtă cunoștință am în domeniul ăla. Nu consider că sunt exemplu de așa nu dacă mă întreb de nutriție. În schimb da, sunt atent când am meciuri trebuie să fac categoria de luptă. Să slăbesc niște kilograme și atunci sunt mai atent cu mâncarea. Dar nu am avut niciodată o dietă bă să mănânc la ora asta. Așa mâncarea ca și culturiștii asta, cu exact. caselul după Cominuit tine. Culturiștii, nu, no, e chinul de pe lume și no, 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 toată no, no. Apre, ei au toată aprecierea mea. No, am înțeles e foarte greu. da. Într e dat foarte dat. greu să te plimbi, să ai un program Draconic. Da, Yamato Zaharia, când spui numele, poate de multe ori ai o echipă în spatele tău. Cum, care este echipa? Cum te descurci cu această echipă? E mare, e mică? Da, echipa este foarte mare, este formată din mine și doar din mine. Până, până acum, prezent, până la acea emisiune de care am vorbit, dar se -o... Mai înghida pașii, tatăl meu, Amato Zaharia, care a fost alături întotdeauna de mine, dar că acum de o perioadă de timp eu îmi gestionez cum îmi vând imaginea, acum ce îmi doresc să arăt. Poate nu e întotdeauna exemplu de sportiv, cum este David Popovici, dar ăsta sunt, ăsta sunt și în realitate, ăsta sunt și în fața camerelor. Când mă găsești pe stradă, o să mă găsești exact la fel. N-am cum să joc. Cartea sunt sportivul perfect, sunt exemplu de sportiv. Nu, ăsta sunt în viața privată. În sport pot să mă iei exemplu pentru că am făcut performanță, pentru că m-am dăruit sportului, dar ăsta sunt. Ai, uh, ai avut vreun idol din copilărie care l-ai urmărit în afară de poza cu Sergiu Nicolaescu? Mă refer la sportiv aici? Idolul meu a fost tatăl meu întotdeauna, mi-am dorit să îi calmele mereu pe, pe urme, mi-am dorit să fiu mereu apreciat de oameni, așa cum este el, de toate categoriile sociale când merge pe undeva, să ajung la fel de bun ca el și consider că nici la jumatea drumului n-am ajuns. Nici la jumatea drumului. Deci vezi că n-am spus, ești încă tânăr. Da? Sunt adică încă tânăr, ai... părinte, Tolea s-a bătut cu tolea? Ce ce la Ion Pascu un, la -un pas cu Gală și are 50 de ani. Da, se mișcă foarte bine. Eu n-am mai văzut să știi așa în România la vârstă adică noi. că alții sunt de vârstă cu mine și stau Știți pe gata. scaun și gata să plâng. Mă doare spatele, mă doare mă doar genunchii și tolea la 50 de ani încă e în cușcă. Așa cum e. Ca să ajungă și acești copii care îi am eu aici. Acum două săptămâni, am avut un copil pe care nu o să-l uit toată viața mea. De șase ani chiar făcea kempo și face kempo în continuare. Este vorba despre... Alexandru Iosip, un băiat care m-a impresionat pe mine despre așa cum vede el uh, sportul, cum uh, vorbește. Un, un, sportiv extraordinar. N-am acum imaginile pregătite, dar uh, o să-ți cred că o să-ți trimit odată pe WhatsApp să-l să vezi. Un sportiv de pus în ramă. 6 ani are și îi place kempo foarte mult. Ce sfat ei da ca să ajungă ca și Amato Zaharia? Să aibă răbdare. Exact ce ți-am zis mai înainte, să aibă răbdare, să se distreze, să nu, părinții nu trebuie să pună, pentru că văd și chestia asta la competiții. Părinții pun întotdeauna presiune. Haide, trebuie să câștigi. Nu, nu, haide, trebuie să câștigi. Du-te, distrează-te. E ca la școală. Du-te, trebuie să înveți că X a luat 10, da, tu da, de ce da, ai luat Da, 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 deja ai competiție deja. Știi? Și tu pui presiune în momentul la psihică care Poate, el care se poate nu se simte acum, dar în timp se adună, se simte presiunea și e greu să lupți cu presiune. Eu știu mai bine ce înseamnă. Nu, nu trebuie să câștigi. Du-te, distrează-te. Asta trebuie să fie ceea ce părinții spun copilului. Ai o lecție care ai învățat-o în sport și consider că este cea mai importantă pentru tine? O lecție ar fi că poate dacă mi-aș fi dorit aș fi ajuns să nu UFC, dar nu mi-am dorit niciodată. Cam asta e. Nu am n -am avut ce lecții să învăț. Adică eu sunt genul de om care iau lucrurile așa cum sunt. Trăiesc momentul, cum spun eu, merg cu valul. Niciodată că urăsc întrebarea cum te vezi peste 5 ani, cum te vezi peste 10 ani. Nu știu, nu-mi fac planul niciodată atât de lungi, pentru că eu nu știu ce se întâmplă în două săptămâni. Da, frumos, trăiește-ți clipa, da, cam așa este. E exact. -o Zaharia, da? Pentru că, uite, când te naști știi un, loc, un singur lucru, e cert, că poate trebuie să și pleci. Ăsta e singurul lucru pe care îl știi. Frumos ai spus. Când nu se știe, Frumos poate să fie o. mai devreme sau mai târziu și atunci de ce să am regrete, de ce să-mi pare eu că n-am făcut anumite lucruri, de ce să-mi pare eu că nu m-am și distrat și să-mi fac planuri să trag ca un, ca un, ca un, ca un măgar la căruță, atât de tare și atât de greu, să încerc să ajung la bătrânețe cât mai ochi, poate n-ajung până la bătrânețe. Mai și greșim de multe ori, Amato, cred că în viață. Gre dar... Greșelile sunt cele mai importante. Atât timp cât învești din ele. Așa este. Sunt uh, multe lucruri care până la urmă le învățăm uh, și tu ai învățat multe lucruri uh, alături de tatăl tău, da, în sportul de contact, uh, dar uh, ai uh, emoția aceea și cred că ții probabil minte primul tău meci în uh, în ceea ce privește sportul de contact, da. dacă ți-l amintești da. și poți să îmi descrii puțin. 2002 <înțe> la <people> Salonta. 2002? 2002. <înd> deci acum 22 de... de ani. 22 de ani, da. <înțe people> é, eram la Salonta alături de tatăl meu, bineînțeles, era un campionat acolo național. <înțe people> și tatăl meu m-a întrebat, vrei să lupți și tu? Și am zis prima dată Nu ceea ce spuneam, că nu m-a obligat și n-a pus niciodată presiune pe Doar mine. Doar te-a întrebat. Doar m-a întrebat, vrei să intri să lupți? Hai. Și am zis, nu. Următoarea zi m-am răzgândit și am zis, da, vreau să intru. Și uite că am intrat și atunci, în vremea respectivă, nu erau toate măsurile de protecție care sunt acum, pentru că mulți părinți le este frică să-și dea copilul la un sport de contact, au lui sparge nasul. E la asta, nu-ți sparge nimeni nasul, te duci la și îți dă un ciocan în nas. Nu. Plus că sunt foarte multe protecții, copiii sunt ca niște roboți din burți. Au ieptar, au cască cu grilaj, au tibie, au mânuși mari. Nu. Când am luat eu prima dată, nu era nimic din toate astea. Nu era nimic. Nu. Și mi-aduc aminte, tatăl meu a fost la centru, am luat cu un băiat, mai mare ca mine, mai greu. Mai mare ca tine? Da. A fost și greu înseamnă. M-am câștigat. Cu greu, dar am câștigat la o diferență mică. A fost aproape meciul, s-a disputat intens mi-a făcut plăcere. Da, cred că nu o să uiți toată viața ta. Nu, am și poză de, de la meciul ăla, aveam mânuși de MMA, țin -mi minte și acum că e în poză. Deci nu măcar mânuși de box cum sunt acum la copii. După acel meci a început cariera ta, da? Exact, exact ce am zis, Restul este o istorie pentru că am luptat în foarte multe țări, pe foarte multe continente, în foarte multe competiții și este istoric, să mai am După 20 de în... ani când ai avut și atunci și până atunci ai avut meciuri foarte importante poți să ne spui un sportiv care ți-a pus probleme și nu l vei uita niciodată? Uite, mă întreabă multă lume chestia asta doar că eu am foarte multe meciuri. Acum Uit... nu să-l faci nu, celebr nu, să -l nu, cel. nu, 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 nu e de celebritate, nu mă interesează asta. Nu, dacă am foarte multe meciuri nu pot să rețin numele, eu nu rețin numele la oameni cu care mă întâlnesc de două ori dar ești la nv e ușor de reținut. La dacă m-a trevărizat <laughs> în online. <coughs> nu, dar nu rețin cu cine. Cine nu m-a niciodată cu cine lupt. El mie mi se spune ora, regulamentul pe care lupt și unde trebuie să fiu. Și acolo sunt, nu mă interesează cu cine, nu mă interesează cine este în fața mea. Nu contează. Eu intru acolo să-mi fac treaba. Poate să fie oricine în fața mea, în colț opus. Un campion nu, tre nu trebuie, să-l intereseze. Cine e acolo? Aolo, este campion e centură nu știu de care, nu, te duci te rupi, e albastru roșu. Și nu m-a interesat niciodată, dar un sportiv care mi-a pus probleme. Am luptat cu un sportiv de la, de la Eagle Steam, este sala lui Khabib Nurmagomedov, la un campionat mondial oh. de MMA. În Turcia am luptat acolo și țin minte și acum, când am intrat acolo erau trei cuști. Da, zis numele, deja mai... Trei, decât. trei suprafețe de competiție, trei cuști. Și intrase băiatul ăsta cu care am luptat și de acolo tare de tot și zic, mamă, mamă, dacă ajung cu ăsta o să fie și greu de tot ce fac ăsta. Chiar mi-aduc aminte că era adversar, unul din adversarii lui era lipit de ușa de la cușcă și el a venit atât de tare cu piciorul încât s-a rupt zăvorul de la cușcă când l-a lovit pe adversar. Mamă, mă, îți dai seama când vezi asta și știi, bă, Deja porc, știi că, ai că la un moment dat o să ajungem, o să ne întâlnim când pleci pe, pe diagramă. Și ne-am întâlnit și am câștigat foarte greu meciul Ar ăla. Ai câștigat? Am, am câștigat foarte greu meciul ăla pentru că nu nu mă las învins de emoții. Mamă ce a făcut ăla. Niciun meci nu seamănă cu altul. Uite, drept lor, cum nu ne-a rupt ușa. Dar a fost un meci greu. A fost un meci greu. Da, și o școală... Adevărat. adevărată cei, artelor marțiale. Cei da? din țările astea, da, Rusia, azi din, azi azi, lor, azi. din Rusia, Dagestan, Cecenia, Ingușecia, uh, Kazakhstan, toate țările astea din... Sportiv foarte buni. blocul sovietic sunt foarte buni, asta fac. Dar la care el. crezi tu că este diferența așa de mare? Că până la urmă, este destul de mare diferența. De ce sunt așa de mulți sportivi? Că ei au și foarte mulți sportivi care sunt buni. N-au un Yamato și pentru, atât. Pentru că la ei sportul național, cum e la noi, fotbalul e bătaie acolo și, și, bunicile te bat pe stradă. <laughs> și bunicile au urechi de luptători. <laughs> și uite, să aici să mai zic o chestie. Era odată președintele Ceceniei Kadyrov, care făcuse o campanie foarte frumoasă, avea postere lipite acolo cu toți sportivii cecenii, îmbrăcați în muncitori, unii cu târnă, copunii cu picamă și el acolo și a spus alături de sportivii cecenii vom reconstrui Cecenia. E când președintele te susține așa. A fost Cu muncitorii. O... În nu? care susține sportul, e alături de sportiv, este acolo implicat. Uite, a fost uh, un sportiv din Cecenia, a câștigat, i-a bătut pe cei mai buni de la noi, i-a desfințat. S-a dus, dus înapoi. Ce are? cum a fost răsplătit acel sportiv? Un lingou de aur cu stema cu capul lui. A luat o mașină ultimul model din anul ăla. Următorul campionat, iar îi desfințează pe toți ce câștigă un apartament cu două sau trei camere. Păi tu când știi că te întorci acasă și ești răsplătit, pe mergi, tu te duci acolo, Mânci. tu te duci totul acolo și... Îl mănânci pe adversar. Mai pleci doar cu ambulanța din meci când știi că, ești răsplătit și repet, președintele este alături de tine, adică cel mai important om Îți dă încredere, alții. îți dă încredere. E acolo cu tine. La fel a fost un meci în care un sportiv l-a învins pe, pe Cătălin Moroșanu. Primul care se vede pe filmare că zboară pe sub ring și îl ia în brațe președintele ceceniei. Adică când ai astfel de oameni... De, asemenea în vergură, da? Politicieni, președinți care te susțin și nu doar că sunt aici, hai să facem o poză, sunt cu tine, nu care te susțin să alături de tine, tu nu ai cum să nu te întorci altfel decât campion. Da, este o diferență enormă dacă mă întreb pe mine în ceea ce privește luptele de contact între Rusia, Azerbaijan, Cecenia, ai de capul meu, nu știu pe unde să ne scoatem prosopul. Da, și îți dai seama că cea mai mare mândria mea este când sunt pe prima treaptă a podiumului și în stânga și în dreapta sunt țări precum Rusia și America, Japonia, poate care au o altă putere financiară față de noi. Avem și noi românii un Yamato, acum păi, doar unul, nu avem mai mult, să vedem. Cum putem să facem mai mulți? De asta tot îți spun, vezi, pă, dă Cum sfatul putem să tine, face să, să mai mai mulți. mulți ca și tine, nu fii numai tu. Noi și așa suntem foarte mulți, uite, Federația Română de timp are cei mai mulți sportivi legitimați din sporturile astea de contact. Avem 10.000 de sportivi sau peste 10.000 de sportivi legitimați care sunt în baza de date a ANS-ului, Agenției Naționale pentru Sport, care adică sunt înregistrați, nu că am zice, nu. Am înțeles. E o chestie dovedită. Și noi încercăm, uite, prin mine, sunt o locomotivă de imagine. Așa cum sunt pe online, dar sunt și sportiv. Și ți-am zis, dacă influențez câțiva, e perfect. Dar cea cel mai mult trebuie să se implice autoritățile statului. Așa cum un exemplu mai devreme, să fie alături de sportivi. Pentru că toți sportivii din România merită apreciați și respectul nostru. Și am spus întotdeauna, noi ar trebui să respectăm sportivii. Și atunci când pierd, ne reprezintă România și a pierdut. Ok, trebuie să-i susținem. Pentru că doar sportivii știu prin ce trec. Mulți au serviciu și se și antrenează să facă performanță. Unii cedează psihic pentru că este și o presiune psihică. Unii se accidentează și se antrenează accidentați. Noi trebuie să i respectăm pe toți. Pentru că și atunci când pierd, bă, oamenii au dat tot ce au avut mai bun din Asta nu a fost ziua lor. Da, nu vrei să ne dezvolui acum bursa ta, sumele pe care le-ai obținut din respect pentru cei care practică sport, te înțeleg și nu îți voi adresa această întrebare, dar te voi întreba ce cadou ți-ai făcut, așa, cel mai nu neapărat cum, cel mai important pentru tine, după o asemenea gală unde ai avut o bursă consistentă Yamato. Și că întrebarea asta mi-au pus-o mulți și prietenii mi când vine mașina nouă, când vine nu știu ce nou, nu sunt omul care să-mi fac cadouri materiale. Am mai spus și o să spun întotdeauna, eu am o mașină modestă. Poți poate să să spui și numele ei? Este un SUV, să-i spunem. Este ok. Este o mașină, poate, peste clasa oamenilor de rând. Și eu îmi doresc să-mi iau o mașină care cam este vreo 3000 de euro să o dau pasta asta să ne Pentru că pentru mine nu e importantă mașina dacă mă dau jos dintr-o mașină. Pe de... care ai spus că ea costă 3000 de euro? Sau ce pe cea, da, pe cea care vreau să-mi iau. Da? Da. O mașină mică. Păi de ce? E mai simplu să mă deplasez în oraș. Mașinile oricum sunt o investiție proastă financiară. ascultați -l. Și exact ce spuneam, pentru mine nu -mi trebuie fala asta. Faptul că mă dau jos dintr-o mașină de 200.000 de euro sau mă dau jos dintr-o mașină de 3.000 de euro, sunt același Amato Zaharia, sunt același om. Singurul lucru care face diferența este eticheta pe care ți-o pun tot oamenii care te judecă că de ce ai mașină de 200.000 de euro. Pentru că dacă mă dau jos din aia de 3.000 de euro, să mă facă sărac, știi? Tot oamenii sunt de vină pentru chestiile astea. Și așa cum o Eticheta spun... oricum ce o pune. Asta da, e clar. De asta eu nu judec pe nimeni. Dar faptul că m-a întrebat asta nu, pentru mine vacanțele sunt mult mai importante. Să mă duc în, să văd cât mai multe locuri, să cunosc cât mai multe civilizații și culturi diferite, astea îmi vor rămâne și peste 20 de ani și peste 30 de ani, amintirile astea nu, nu vor dispărea niciodată și prefer să fiu în anumite țări, poate mai exotice, și să am o mașină de 3.000 de euro acasă, decât să, am, să stau în România și să am o mașină de 200.000 de euro. Deci preferi să dai, să -ți faci cadou o excursie? Exact, prefer să, să văd lumea. Unde dorești să ajungi în perioada următoare, și unde n-ai fost până acum? Unde n-am fost până acum? Am mai multe țări, așa bine, nu îmi doresc neapărat să merg acolo. Eu mi-aș dori să mă întorc în locurile în care mi-a mi plăcut deja, știi? Adică Japonia, Miami, Republica Dominicană, cam astea locurile unde îmi place mult de tot. Deja ai spus uh, unele destinații care le avem mulți pe foaie și nu le-am uh, da. le uh, efectuat. Bine, mulți au America, că sunt de la filme. Nu e, Așa nu e. e nici America nu ce e, se prezintă nu, nu e American Dream? Nu mai este? Nu e, e American Dream. Fratele meu mai mare, care are 40 de ani, David, el s-a născut, este cetățean american, s-a născut în America și fac mișto de el mereu. unde i bă, American Dream. Lasă-mă mă cu America. Are de muncă. Am rău. murit, American Dream-ul e doar în filme, la da. Hollywood mai. Nu, este, este foarte greu acolo. Este foarte periculos pentru cei care merg chiar Dorian Popa a fost în. Am văzut când că a dus acolo în elei. Păi i-am scris și eu du-te și acolo ca să vezi elei cu adevărat du-te acolo. Dar lasă-ți ceasul lasă-ți alea nu te duce cum rămâi ești tu, fără nu te duce cum ești tu în România pe străzi că s-ar putea să nu se știe. America e, e periculoasă așa că cine merge pe acolo trebuie să aibă mare grijă. Și eu le spun la mulți care vor să se mute din țară că sunt numai probleme în România. Este, nu știu ce. Nu, România este una din cele mai sigure țări, chiar din Europa. Da? Eu, eu am avut norocul să merg în foarte multe țări. Ai văzut? trebuie e lumea asta și pot spune cu mâna pe Poți inimă, să faci da. o comparație, da? Da, pot să fac o comparație. Femeile la noi pot să meargă oricând pe stradă, poate o să te fluire unul, poate o să zică două cuvinte altul, dar nu o să tragă nimeni de tine, pentru că sunt foarte rare cazurile, nu o să tragă nimeni. E, dacă faci asta în elei, s-ar putea să nu mai ajunge acasă. Uite, mi-ai ridicat la filă, am auzit cuvântul femei. Ai o prietenă, ai o relație sau încă nu? Nu, momentan am, sunt... E singur. Cum mi s-a dus și vorba, sunt ușor de ispitit de, de către, femeile frumoase, de către femei și atunci sunt cam singur. Dar da, pentru că poate o următoarea întrebare, și îți dorește o familie, <laughs> că te-am citit, dar următoarea <laughs> întrebare și voi răspunde, da, da, îmi doresc o familie, îmi doresc o femeie, îmi doresc o soție în primul rând, cu care să rămân până la final. Ai spus o soție, da? Da. Pentru că. Știi și tu ce? Va, înseamnă, va fi ce mama copiilor mei, va fi femeia pe care eu mă voi baza atunci când nu mai pot eu, ea să mă ridice frumos, să mă ridice bărbia, ridică-te că trebuie să îmi ce ai în față. Nu poți să stai jos. Cine a fost lângă tine, omul cel mai important la această gala SEF cu NEVEU? Pe care l-ai simțit? Bă, ăsta a fost alături de mine sau spunem 2-3 dacă nu e. o să spun mai multe nume pentru că n-am Pe cum rup. să ți dau un, un nume pentru că altfel s-ar supăra ceilalți care au fost în egală măsură alături de mine. Separat de familia mea, de frații mei, de tatăl meu, a fost uh, alături de mine maestru Benny de Jet Urchides, un titan în sportul de contact, o legendă la Hollywood, are foarte multe filme, uh, a fost antrenorul lui Elvis Presley, are cele mai tari scene de luptă cu el, cu Jackie Chan, cu Chuck Norris, cu, niște, un... cu Patrick Swayze, cu foarte mulți. Bogat. Da. Bogat. Și a fost, a fost alături de mine acolo, a venit special din America să fie alături de mine și dai seama că m-am simțit mândru. Că un, o legendă, un nume atât de greu vine să fie alături de mine în România. Chiar m-a felicitat după meci, mi-a și spus părerea lui despre meci, toate astea separat de maestru Chides a fost Dani Mocanu, cu care am făcut cea mai tare intrare în, într-o gală de Dani Mocanu. Lăutarul. Sufletist, nu? A fost alături de mine, de când l-am sunat a zis sunt acolo, mă anunț când și sunt acolo. Dar nu cu Tancu, nu? Nu, cu Tancu, el e Tancu și a fost alături de mine. Uh, N-a venit doar așa să bifeze Ăla chiar s-a implicat și l-am simțit acolo că e cu mine a stat în vestiar, că mi-am pus bandajele când loveam la palmare, când mă încălzeam. A mai fost Bogdan Mocanu, Vicențo, prietenul nostru, cam ei. E inclusiv la altercația de la final, primii care au fost în cușcă, în afară de fratele meu, a fost Bogdan Mocanu, Vicențo și Dani. Această firmă de pază care este pe la toate galerii XF, patronul este din Arad. Pentru că tu cum îi vezi pe Buddy garzea că toți care îi văd la Trezor, bă, uite cât de mari sunt ăia ăștia, nu miști, nu faci nimic. Da, tot, tot ce se întâmplă la evenimente de, de genul nu este problema mea, știi, să mă implic acolo, pentru că, știu ce, sunt... Apropo, sunt... ne vedem și în Arad cu această da. emisiune pe canalul de Orange. Sunt plătit să intru acolo să-mi fac treaba. Firma de pază este angajată să-și facă treaba. nu ai avut probleme cu ei? Eu, eu personal n-am avut probleme cu nimeni. De Apropo de organizare, cum ți s-a părut uh, organizarea galei? Uh, ai ceva să comentezi la organizare? Da, foarte greu a fost organizarea galei. A fost, organizarea a fost excepțională, doar că pentru mine a fost foarte greu colaborarea cu lxf pe mese. Pe cei care au vrut să cumpere mese să fie acolo la masă. Uh, pentru că au vrut numele la toate persoanele care sunt de la masă, au fost invitații nominale, s-a intrat cu buletinul, tocmai pentru a menține Liniște. liniștea, securitatea, pentru a deține informațiile, ok, este masa 10. Dacă masa 10 făcea scandal, Fale probleme, probleme se acolo știe, direct. Cine nu, e la masa se 10? Știe, se știe pe tabel cine e la masa 10, X, Y, Z. Și atunci avem de unde să-i luăm. Doar că pentru mine a fost foarte greu, pentru că eu am vorbit pentru mai mulți prieteni de-ai mei și ei să suceau. Nu mai vine ăla, vine celălalt. Oh. Iar eu stăteam, Și trebuia numai să spun. Stă în loc să-mi fie capul la meci, la alte lucruri, stăteam să le dau mesaj la cei de la RXF. Scoate-mi-l pe ăla, dăm invitație pentru ăsta. Și tot așa, știi? Adică pentru mine a fost puțin mai greu. Da, nu mai avem foarte mult timp din emisiune. Mi-au făcut semn colegii mei. Oricum, mă bucur că eu nu am programat, să zic, această emisiune am insistat la tine să vii, ai fost foarte deschis. Păi ai, mi-a zis el, ai venit vrei Direct. ce ai face plăcere să filmăm? Da, când? Eu spun duminica aici, când? Pe păi mâine, bine. Și mi-a zis, e înregistrată și acum când am ajuns. No, e, live. E, live. E, live. e live, am făcut-o. Ok, nu e nicio problemă, așa cum ți-am zis că mi-ai trimis întrebările, n-am nicio problemă. Dar eu, nu... eu, trimit, eu trimit, fiind, o da. fiind fiind emisiune și la mulți copii de 6-7 da. ani, consider că este important nu, să la chemina, întrebări. Dar, da. Da. Pe mine personal, nu mă interesează întrebările, n-am niciun subiect pe care nu-l discut, lumea mă cunoaște și așa cum am zis ăsta care s la cameră, ăsta sunt și în realitate, așa că cine mă vede să vină la mine că nu-s figurant. Să știi că te apreciez, Yamato, ești un dător pe care eu să îl urmăresc în continuare. Am auzit de tine de mulți ani de zile, să știi. Tatăl tău are încredere foarte mare în tine, după cum l-am văzut și spunând aceste lucruri de foarte multe ori. Te susține în ceea ce faci, pentru că până la urmă cu el a început, cu el de mână a început sportul acesta în aceste, ar, această artă marțială, el te-a ghidat. Restul mai departe, cum ai zis, depinde de tine ce faci, banii care îi câștigi depinde tot de tine, sumele de care le ceri știi, sau. Știi cum care... Că spun chestia asta de fiecare dată. Că mulți spun dacă nu e la tatăl tău, nu ajunge aici. Corect? Nu ajungeam aici dacă nu era tatăl meu. Poate nu ajungeam aici. A fost omul care mi-a deschis ușa. Dar, dar tu e... ești bun, tu ai pregătire, nu. stai Nu, a fost omul care mi-a deschis ușa, însă eu am pășit prin ea. Rău. Nu mi-a deschis ușa și m-a de la spate. Că puteai să rămâi acolo. Cum chis. sunt mulți alți copii ai părinților care au pedigri în spate, cum le spun eu, și li se deschide ușa, trebuie să-i mai și împingă după să-i și șteargă. Dar aici consider că greșesc foarte mult copiii aceia care îi spui tu cu pedigree. Până la urmă, ei au această șansă, da? dar ei greșesc. Adică greșesc totdeauna se gândesc că au pe cineva în spate și epatează cu foarte multe lucruri. Exact. Și atunci își fac mai mult rău decât bine și tot ei rămân legați de acea ușă de care e deschisă și nu mai înaintează. Exact. Și sunt atâtea cazuri în, în media acum. Ai, ai copiilor de oameni bogați. Da. Există vreo tehnică sau strategie în ring pe care tu o respecti de fiecare dată când intri? Nu, pentru că lupt în competiții și avem diagrame. Adică eu nu am niciodată băi, te bați cu Y, cum a fost acum cu Neveu. Să mi se dea adversarul dinainte. Să pot să văd cine e, care sunt avantajele lui, care sunt dezavantajele lui. Eu întotdeauna intru și lupt cu care vine la rând și eu nu-i cunosc. Și atunci tactica mea o fac în timpul meciului. Nu, nu pot să vin cu ea pregătită pentru 7, 8, 10, 12 adversari. Vin și lupt atunci se face strategia. În schimb, dacă aș ști cu cine mă lupt cum a fost nivel, da, l-aș căuta Bă, unde are plusul, unde are minusul, <gătă> să îmi pot face o strategie. Dar și atunci tot în meci o fac. Nu-ți cer acum o premieră E prima dată când ne vedem, dar uh, pot să ne spui următorul meci uh, pe care îl vei avea? În perioada următoare și cu cine? Mamă, ma, am ma, așa o exclusivitate așa din spatele perdelei. Pot să spun doar că am fost sunat să lupt pentru luna decembrie. Mi s-a dat o variantă cum îmi sună dacă intru eu împreună cu Bogdan Mocanu contra la alți doi bănuiesc. Nu mi s-a dat nume. Deci da. tu împreună cu Bogdan Mocanu. Da. da. Să intri. Dacă, aș, dacă m-aș băga un de genul ăsta. Și am zis, da, m-aș băga. Așa că, că, acum aștept următorul telefon și probabil o să... Adică m-aș băga ei în bursa ta sau cum, da? Dar -ă, dacă mi se plătește bursa... Păi eu asta spun. Pentru că uite ce s-a întâmplat. Acum am fost provocat de foarte multă lume și sportivi și oameni cunoscuți și necunoscuți. De foarte multă lume am fost provocat pentru că așa se întâmplă când, când mergi cu valul, lumea își dorește să prindă și ei valul. Până acum tot aici am fost, de ce n-am fost provocat? Am acceptat la, la, toată lumea, am făcut un clip în care la modul general am acceptat la toată lumea, n-am dat nume, ci am acceptat pentru că m-a provocat foarte multă lume și am spus dacă mie mi se plătește borsa de meci, eu intru cu oricine, nu mă interesează nici dacă este cunoscut, dacă este necunoscut, dacă e profesionist sau neprofesionist, profesionist, pe orice regulament. Pentru că m-au provocat mulți din sporturi diferite. Intru și pe table, și la șah, și la badminton, și la box, și kickbox, și MMA, orice. Atât timp cât mi se plătește bursă și cât lumea înțelege că eu am un contract cu promoția Elixir, nu pot lupta în alte promoții. Eu nu am nici manager, nici promotor, cum fac mulți confuzia, ci eu am cu promoția respectivă. Eu, dacă lupt în altă promoție, sunt dat în judecată, cum este logic contractual. Ca să înțeleagă lumea care mă provoacă. Eu nu pot să-i accept lui X, lui Y personal. Eu am acceptat la modul general. Pentru că cei de la LXF, promoția în care lupt, ei sună. Ei fac meciul, ei vin cu banii, dacă lor cifrele le dau corect, meciul se va face. Este datoria publicului să zic că bă, vreau meciul, i-am o cu ăla, i-am o cu celălalt. Și atunci meciul se va face dacă este cerer pe acel meci. Publicul decide întotdeauna. Eu degeaba îi accept, îi accept lui Y, dacă cei din promoția aia, lor nu le dă calculul cum trebuie și fac meciul cu altul. Am înțeles. De asta am acceptat la modul general. Îți mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi. Cum am zis, când vii la Timișoara, poate îți faci timp să mai vii 50 de minute la această Emisiune la televiziunea nouă, la Cronii Sportive, poate sunt multe sfaturi care vor să, as, să, să te asculte. Sunt cei mici care practică campo și nu numai un sport de contact și ne-ar face mare plăcere să-ți faci timp de fiecare Urcând dată, să cea mai mare plăcere. Să, să, să participi la această emisiune, să ne dai sfaturi și să ne înveți să alegem calea cea bună în sport. că până la urmă este vorba despre copii care să învețe să aleagă singur, dar cu un sfat prietenesc și un sfat important de la un sportiv important din România. Încă o dată îți spun că orice informație legat de tine, orice știre, noi vom distribui și pe cronii sportive cu Stelian Iordache. Orice informație o vom, o vom da și te vom promova cum putem noi. Mulțumesc, Ai sigur mult de mult tot. multe televiziuni care te promovează, dar și noi vom fi acolo în coadă și suntem alături de tine. Mulțumesc, Iamato, și îți mulțumesc mult multă baftă pentru invitație și vă mulțumesc și vouă celor care sunteți alături de mine, Fără voi n-aveam cum să ajung aici. El a fost Iamato Zaharia, eu sunt Stelian Iordache, rămâneți pe televiziunea nouă, până data viitoare, numai bine, sănătate!